Bună ziua, bună ziua, bună ziua! Da, cine dorește să intre în chat? Este un link aici jos, da? Așa, de să dau și eu. Bună ziua, spunem la toată lumea. Este o nouă inițiativă, un mod de a vorbi cu voi, un mod de a discuta, de a ne simți bine, de a fi împreună cât mai aproape unul de altul, da? Un mod de a comunica. La două vorbe, să stăm și noi să discutăm. Nimic în plus, nimic în minus. Da? Cine dorește poate să intre cu noi, să vorbească, să își exprime un punct de vedere. Poate să zică fiecare tot ce dorește, nu? Discutăm, suntem aici cu toții, încercăm să fim prieteni, să fim prietenoși, educați. Este un link aici jos în descriere, da? Deci am pus linkul, deci cu linkul respectiv îl copiați în browser, sus, și în modul ăsta reușiți să intrați direct cu mine în streaming aici. Putem să discutăm, să râdem, să glumim. Ăsta este și scopul acestei. În fiecare zi cred că voi face o oră de streaming live unde vom putea râde, vom putea discuta, glumi. Voi fixa o oră, da? Avem aici pe Gina Tomulescu, da? Da, stați așa că mă sună. Bună ziua, Gina. Ai microfonul închis? Bună ziua. Nu te auzi, cred că este. Dacă ai casca, cred că este ceva de la cască, da? Nu ai cască. Ridică volumul. Uită-te la volum, la microfon, la astea, pentru că din cauza asta nu te văd. Nu te văd, dar nu te aud. Mă auzi, Gina? Bună! A, tu mă auzi, da, înțeleg după mimica care o exprimi, dar nu... Stai așa, stai... Acum, ia, vezi, acum mă auzi? Da, spune două cuvinte? Da, dar eu nu te aud, cred că este ceva de la tine, de la telefon, da? Cine mai dorește să intre în streaming live aici cu noi, da? Răspundem la întrebări, ne simțim bine, încercăm să discutăm între noi, să fim educați și să vorbim frumos așa unii cu alții, pentru că noi românii suntem și persoane super, super ok, da? Cine dorește poate să intre aici cu noi, să fie, da, să fie bine, da? Să discutăm. Cine mai intră aici, da? Astăzi, în fiecare seară noi intrăm în streaming live, nu uitați să distribuiți, bineînțeles. Ia, Gina Tomulescu încearcă din nou să intre. Bună ziua! Da, nu vă aud, este cred că ceva de la dumneavoastră, da? Iar ați dat pe microfon. Stați așa. Is connect. Mă auziți? Nu știu, cred că este de la microfonul dumneavoastră, doamna Gina. Mă auziți dumneavoastră, nu? Vă jucați mereu acolo la microfon, dar nu reușesc să... Salutare, salutare, bună, bună, Florin, Florin Andrei, Alina vrea. A, Alina vrea să intre. Da. Andrei Florin este și el. Salutăm, bună ziua tuturor, spunem și lui Adrian Dumitru, da? Așa să fie pentru voi toți aici, da, care sunt pe Radio Info Diaspora, da? Salutare, salutare, Florin, Andrei, multă sănătate, da? Bună ziua, spunem și lui Rodica, da? Bună ziua la toți. Bună ziua la toți care sunt aici cu noi astăzi, da? Facem caterincă, ne simțim bine. Cine mai este? Suntem public, da? Suntem pe pagina noastră de Facebook, Info Diaspora, așa că nu uitați să dați un like la pagina noastră. Și bineînțeles, este un link aici unde puteți... Bună ziua, îi spunem și lui Bratul Lucian. Bună ziua, colegul. Numai bine, multă sănătate. Bratul Lucian este un cântăreț aici la Roma, care un prieten foarte, foarte, foarte bun, da? Bună ziua, oameni frumoși, ne spune și Mare Topărceanu, da? Așa, bună ziua la toată lumea. Bună ziua și Felix Stoica, da? M-am gândit să fac acest mod în modul ăsta să putem să reacționăm, adică să putem dialoga între noi, să putem râde, să putem glumi. În modul ăsta vom putea
fi cât mai mulți, da? Adică să ne apropiem, să fie totul cât mai ok. Nu uitați să distribuiți, da? Bună ziua, spunem și lui Alexandru, Robert, da? Bună ziua la bună DJ, da, mulțumesc. Vom încerca să dialogăm, să fie totul, multă sănătate la toată lumea. Mulțumim, Florin Andrei. Încercăm să râdem, să glumim, dacă cineva vrea să intre cu noi. Da, nu știu de ce nu o aud pe Gina. Gina Tomulescu a rămas blocată aici, sper că voi mă vedeți, da? Așa. Bună ziua la toți. Da, bună ziua la toți, îmi spune și Vasi, da? Salutare. Cine dorește poate să copie linkul de aici, da, și să intre cu noi. Stați așa că intru și pe pagina mea de Facebook. În modul ăsta voi pune linkul aici. Voi pune linkul să ne trăiești cu respect. Da, stați așa că pun linkul aici. Și-l pun sus. Hello, iauzi din Filipine. Bye, honey. Da, am pus link-ul aici sus în descriere. Cine dorește, bună ziua, da? Ne salută și Adrian Baciu. Bună ziua tuturor, salut DJ, numai bine Adrian Baciu, multă sănătate, da? Garaj Lucaș, bună ziua, da? Da, numai bine, multă sănătate și ție acolo, Garaj Lucaș. Da? Da, te auzim foarte bine. Mulțumim, Adrian Baciu. Da, Adrian Baciu este un prieten cu care vorbesc cu el de la Londra. O persoană extraordinară, da? O persoană care... Da, nu punem muzică, Vasile, vorbim și discutăm muzică în fiecare seară de începând cu orele 20-30 ora Italiei, da? Atunci vom pune muzică. Acum stăm la două vorbe, așa, știi? Ne auzim, da, foarte bine din Anglia, da, cum să nu. Buongiorno, da, ne spune și Elena, da, de la Toronto, wow, San Benedetto del Toronto, super, cred că e super așa acolo, da. Astăzi s-a dat drumul și în Italia, la așa zis, adică să ieșim din carantină, da, pentru că foarte multe mașini, chiar vorbeam cu un prieten, că foarte multe mașini care mergeau spre Roma au zis că bă, ne-am dat seama câți oameni sunt în șantier, pentru că s-a dat drumul la șantiere. Da? Încearcă din nou Gina Tomulescu să intre cu noi. Bună ziua! Bună ziua! Să rămână! În fine, estimată doamnă, reușim să discutăm și noi, da? Da. Mai bine trebuie și conversații. Da, mai suntem aici pentru a discuta, pentru Tania, hello, numai bine, DJ Pepe, thank you. Da, încercăm să dialogăm, să ne simțim bine, să purtăm așa o discuție ca de la persoană la persoană. Dacă aveți sugestii pentru radio, este binevenit. Deci sunt o persoană foarte deschisă, o persoană simplă și încerc să discut cu voi, să dialoghez. Voi încerca să fac în fiecare zi câte un discurs, adică să vorbim, să discutăm, să fim. Nu uitați să distribuiți, da? În modul ăsta vor intra și alții. Și bineînțeles, nu uitați, bună ziua din Valencia, din Spania, da, cum să nu. Încercăm să discutăm, dacă aveți întrebări, eu încerc să vă răspund, bineînțeles, și la întrebările dumneavoastră. Salutare, Felicia Felix, numai bine, multă sănătate, scumpilor. Iauzi, din Marche, ne salută și Elena Lupu, bună ziua din Marche, wow. Am auzit că este foarte frumos acolo în Marche, da? Să fie pentru toți care sunt aici, da? Nu mai intră nimeni cu noi? Gina, numai tu vrei să fii aici online, să fii vedetă, da? Da, vrei să fii virilă. Virală, scuză-mă, am greșit cuvântul. Eu ca bărbat de la viril la virală cam mă încurc, știi? Da. Mateo. Da. Este link aici, cine dorește să intre. Nu uitați că puteți să copiați link-ul și să-l duceți în browser sus. În modul ăsta puteți să intrați și voi aici, da? Bună ziua tuturor, da? Și de la Gina Iuliana, bună Ginuța. Încercăm să fim aici cât mai mulți. Ha, ne spune și Dani.
Salut, salut, spunem și lui Cosmin, da? Multă sănătate, de unde sunteți, scumpii mei românași. Eu vreau să intru, sună-mă. Dacă vrei să intri, Eugen, este link aici. Dă click pe link-ul care este aici mai jos. În modul ăsta, dacă dai click pe link, deci urmezi instrucțiunile. Intri pe link-ul respectiv, copii link-ul și îl duci în browser. Exact acum unde scrie google.com sau... În modul ăsta reușești să intri aici în streaming cu noi, da? Bună ziua, spuneam, să rămână doamna Mariana Popovici, da? Încercăm să fim aici cât mai fain și cine dorește poate să intre cu noi, da? Să discute, să pui întrebări, eu sunt aici dispus, sunt consultanță de psihologie, da? Pentru că dacă tot am ieșit din carantină, adică poate sunt persoane care s-au plictisit, exact cum vorbeam cu un prieten, bă, am văzut toate filmele. Nu știu ce să mai văd, nu știu la ce să mai fac. Și acum mă uite și tu la vecină. Și dă-o dracului că are un bărbat care e dublu cu mine. Dacă îmi dă o paletă, mă învârte de 3 ori. Ia-s-că, da mă, dar bine ai zis eu. Bine am zis, nu. Am zis, nu pot să citesc, hai că citesc, da? Ești mafiot, dacă te superi, tai nasul. Nu, cine se supără, știi cum era? Tăiem nasul, era aia, tăiem limba, cum erau vorbile alea, da? Pot pune întrebări? Da, normal că se poate. Bună ziua, doamna Gina. Ia auzi, doamna Gina, vă spune bună ziua și Violeta, da? Bună ziua! Da. Bună, ne spune și Zuzu Lolo, da. Cosmin, pot pune întrebări? Da, pot să pui întrebări aici, cum să nu, încercăm să răspund. Eu încerc să răspund la întrebările voastre, în primul rând, da? Și dacă doriți, copiind link-ul de aici, puteți să intrați chiar în direct cu mine, da? Deci puteți să intrați și să dialogăm, să vă auziți, da? Să fiți în streaming online cu noi aici. În modul ăsta putem să dialogăm și putem să fim cât mai aproape, să fim o comunitate, da? Nu uitați să distribuiți, în modul ăsta pot să intre și alții să dialogheze cu noi și nu uitați să vă înscrieți la pagina noastră de Facebook, să dați un like. În modul ăsta veți fi de fiecare dată anunțați când intrăm aici în streaming. Petre, mă puteți suna? Nu, trebuie să intri tu pe link, deci nu te pot suna eu, da? Deci trebuie să intri tu. Invitație. A, îmi dă decât să copii link-ul, da. Deci eu pot să copii link-ul și îl pun aici pentru voi toți. Și cine dorește poate adică să acceseze link-ul respectiv, da? O zi bună și multă sănătate, să rămână, să rămână, Elena Vlad, multă sănătate și dumneavoastră, o fană deosebită, era Info Diaspora aici, da? Exact, salutăm toată lumea, haide să fie și Mariana Cocuț aici, da? Mă, nu știu ce am eu, dar o ard cu Mariana în loc cu Maria. Da, numai Maria. Auzi, am cred că o problemă cu M, pentru că Mariana, Maria, Marinela și tot așa. Da, ne zice, am copiat link-ul, cum intru? Este simplu, copii link-ul, te duci în browser sus la telefon și îl copii acolo. În modul ăsta reușești să intri și să dialoghezi, da? Deci poți să intri. Nu vreau să vorbesc despre politică, despre toate astea. Vreau să vorbesc despre tot ce ține radio, despre tot ce ține proiectul meu. Vreau să răspund la întrebările voastre, da? Bună ziua, bună ziua, cum să nu, bună ziua la toată lumea, da? Ei, Tania. Tania este din Filipine și ne ascultă de fiecare dată, da? Bravo. Da. Ne ascultă de acolo și de fiecare dată ne dă like și îi place muzica noastră românească, îi place ce transmit eu și este foarte simpatic, n-a deranjat niciodată și chiar îmi face deosebită plăcere să știu că sunt persoane care ne ascultă, deci nu numai comunitatea noastră, nu? Adică să ne asculte și alți comunități, să ne iubească muzica, să fie mai mulți, da? Salutare, salutare, Dan! Da, am zis că dacă tot am ieșit, zice, îmi dai mielă până la Paște, ce fac cu el, crește mare, cârlană. Nu știu să intru. Este simplu, Petre, deci de pe telefon, stai așa, de pe care device să intru. Deci de pe telefon, stați un picuț să vedem. Deci tu iei link-ul respectiv și îl copii aici sus în browser. Deci tu dacă iei link-ul, uite, vezi unde scrie Google. Deschizi Google-ul după ce ai copiat link-ul, nu? Deschizi Google-ul
Și când scrie acolo sus în browser, unde trebuie să pui google.com sau așa, în modul ăla intri acolo și pui linkul care l-ai copiat prima. Deci, dar e copy-paste, nu? Adică copiezi și lipești, cum se spun și în românește. Da, zice, bună ziua, ce părere aveți despre Marius Mogan? Ce părere am? Este Marius Mogan. Da. Salut după, de pe Grota Rosa, da, să rămână, să rămână Silvia Zaharia. Silvia Zaharia, eu făceam pizzetară și ea venea și mânca pizza acolo unde făceam eu pe Casia, da? Și uite așa am cunoscut-o, era, nu știu dacă era 2010-2009, cam așa am cunoscut-o pe Silvia Zaharia, da? Undeva prin anii aia, eu făceam pizzetar acolo și am devenit prieteni, fiind români, fiind de noștri. Ești român, că așa ne-am cunoscut, adică și am rămas în bune relații de prietenie. Salut, salut de la Roma, spunem și lui domnul Lupu. Știți cum era? Lupi, măi! Bă, eu am o problemă. O zis că... uite, și acum mă învârt mereu la... Uite, Mihai Tudose. Stați așa, s-a deconectat, a încercat să intre cu noi Mihai Tudose, da? Să vedem dacă reușește și să intre, da? Bună, bună, Mihai Tudose! Bună ziua, bună ziua! Da, dacă... Bună ziua, dacă toată lumea de pe tine! Da, mulțumesc. Dacă reușești să dai telefonul, să nu stea spre fereastră, pentru că în modul ăsta ce face? Având un sensor mic la cameră, te vezi foarte întunecat, da? Bună ziua! Sănătate, bună sănătate! Ziua. Bună ziua! Bună ziua! Mulțumesc, mulțumesc! Multă sănătate și vouă, scumpilor! Da, încercăm să... Adică așa, să vă cânt vara, că se poate! Da, ea chiar ne face deosebită plăcere, cum să nu, suntem aici pentru a socializa, pentru a comunica, pentru a râde, pentru a glumi. O să fac în fiecare zi. Să-mi pregătesc sculele, da, și eu o să pregătește. Când ești gata, mă anunț. Sunt aici și cred că în fiecare zi. Bun. Da, în fiecare zi. Numai bine, numai bine. Stați așa să vedem bine, putem adăuga mai mulți. Dacă se pot adăuga mai mulți, pentru că, da. Încercăm în fiecare zi, voi face cred că începând cu orele 15 în fiecare zi, o oră de care dacă cineva este acasă poate să cânte, dacă este un artist, de ce să nu o să ascultăm o muzică bună, să dialogăm, dacă cineva dintre noi are o problemă, dacă are o sugestie pentru radio, este binevenită, sunt o persoană simplă, o persoană care încerc să comunic cu voi toți și să fim aici cât mai uniți. Cred că nu greșesc absolut cu nimica și încerc în fiecare seară să fim aici mai mulți. Da. Simțim bine. Da, ești gata? Să fie pentru toată lumea prezentă această melodie de la mine. Ia să ascultăm. Astă seară vreau să beau la 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 la. Să joace nevasta mea, la da la da la. S-ar împani pentru ea, la da la da la. Dar ai cât așa la rieti sau ai și orgă să ne cânti? A, nu s-a aici colegi de muncă, nu s-a aici. Aha, am înțeles. Am înțeles, am înțeles. Mă gândeam că ne cânti exact la orgă, la... Să ascultăm și noi... Da, dacă când o să fii cu colegii și cu toți așa, poți să ne cânti și chiar să fie ceva super, super, de ce să nu? Am înțeles, Doamne ajută! Numai bine, numai bine, o seară... Da. Marius Tudose, ce faci? De unde ne asculți? Care este viața ta? Eu sunt din Belgia, bine, la societate română, de două zile am plecat. Ah, super. Participez tot în grupul unde sunt și de. Ok, mă bucur foarte mult. Da. Da. Ai vreo sugestie pentru în ceea ce privește proiectul meu de radio? Îmi pare foarte bine că ai deschis acest subiect, deoarece chiar
în ghilimele, puteam să spunem, am scris acolo pe Facebook prima oară, înainte să anunți că putem să intrăm și noi în live cu tine, am scris dacă ai vreo părere, dacă ai auzit despre Marius Mocan. Marius Mocan, tu zici de cântărețul Mocan. Ah, Marius Mocan, nu Dani Mocan. Nu. Marius Mocan, sincer, nu știu subiectul. Inutil să spun că știu ceva, dacă nu știu. Este un coordonator de o, nu-i dau numele la, cum să zic, un grup diaspora, bla bla bla, din Anglia. Da, am auzit parcă ceva, am văzut, care când face are mii și mii de, pe, mi se pare că e Europa diaspora, ceva în genul. Vorbește de politică, despre toate astea, nu? Da, da. Eu urmăresc deoarece mă doare sufletul pentru freelanții, care îi văd că își bat joc de ei. Și chiar nu știu cum omul ăsta, încă în anul ăsta, 2020, care suntem trecuți de tehnologie peste cap, încă mai poate să mintă lumea peste tot. Ce părere are ceilalți lumii care ascultă acum, care scriu că nu văd nimic cine scrie? Știi că, da, vreau să spun că la oameni, la societate, vorbim în general de toată societatea, le place să ascultă minciuni. Pentru că începând de sus, de la mass media, suntem mințiți. Ai înțeles? Da, pentru că dacă la oameni nu le-ar fi plăcut să fie mințiți, el nu avea câte 3-4 mii de vizualizări. Pentru că sunt oameni care urmăresc chestiile astea. Uite, pentru că dacă eu aici intru și spun că am un elefant și îl spun de 10 ori că am un elefant, la cine nu vrea să fie mințit, zice, bă, ăsta spune minciuni, iese de pe live. Și n-am cum să ajung la 5.000 de vizualizări, nu? Deci de ochișori. Da, da. Exact ca cum te-aș întreba pe tine, ce părere ai despre pițipoancele alea care fac 10-20.000 de ochișori și vorbesc și scot limba afară? La oameni le place Caterinca și le place chestia aia. Dar dacă ar fi o chestie să fie constructivă, ar intra foarte puțin. Exact acum, dacă eu aș face un curs online despre cultură generală, pentru că eu am făcut niște cursuri de psihologie, așa. Și dacă aș vorbi sau dacă aș încerca să vorbesc, eu știu, despre chestii pozitive, despre fotografie, despre cum să faci anumite chestii educative, cu siguranță se vor uita foarte, foarte puțini care vor fi interesați. Dar dacă eu aș fi să apare, știu, cu sutene pe mine, cu la 1000 de ochișori deschid și eu o chestie, lumea de multe ori este stresată și așteaptă să vadă Caterinca, se relaxează, ai înțeles? Și de asta are și mulți urmăritori și chestii de genul. Eu unul încerc să fac chestii cât mai simple, să fiu aici cât mai nu-mi plac minciunile, îmi place Radio Info Diaspora. Mulțumim Florin Andrei. Dacă dorești poți să intri și tu aici cu noi. Important este să accesezi acel link care este în descriere acolo. Este un link jos aici în descriere unde puteți accesa și puteți să scrieți. Da. Bineînțeles, puteți să-mi scrieți și în privat, dacă este și chat privat, dacă ați făcut cază. Voi încerca în fiecare zi, începând cu orele 15, ora Italiei, să intru și să țin o oră, adică să vorbesc cu voi, să dialoghez, să râdem, să glumim, să... Nu cred că este o chestie negativă. Dacă cineva are o întrebare, este binevenită și tot așa. Salut, mâine un pic pe aici. Da, foarte bine, cum să nu? Mâinile... un pic pe aici, n-am înțeles, mâinile. Mâinile un pic pe aici. Florin Andrei Tăpirescu. Da, da. Sărut mâinile, un pic pe aici. Sărut mâinile, da, am înțeles, mă prind cam greu. Da, încerc să dialoghez, bravo DJ, bine zici. Da, încercăm să interacționăm pentru că de multe ori noi persoanele avem nevoie de dialogare, avem nevoie de a vorbi cu cineva. Și pentru că de multe ori sunt momente în care ne simțim singuri. Și poate o chestie de socializare ne ajută să trecem. Putem să avem chiar o zi mai grea la muncă. Chiar și în viața noastră ne trezim, adică mai triști, stresați după o zi grea de muncă. Și de multe ori a vorbi și a interacționa cu alte persoane
te ajută să treci peste acele clipe, din punctul meu de vedere. Bună ziua, Elena Crețu! Da. Vorbesc cu mătușica. A, foarte bine, bravo! Bună ziua, bună ziua, Elena Dărdală. Da, Elena Dărdală este o cântăreață care o respect în mod deosebit de aici, de la Roma, care am fost la foarte multe evenimente unde ea cânta și eu făceam fotograf, videograf. Și chiar am câteva melodii și de ale ei. Bineînțeles, dacă intrați și pe canalul Video Foto Petru Ursache, găsiți câteva melodii și ale doamna Elena Dărdală, care sunt câteva clipulețe care sunt încărcate de mine. N-am mâncat lapte, să te prinzi drepte. Da, da, ai dreptate, Silvia. Salutare la toată lumea și multă sănătate, dragoste și pace. Mulțumim, mulțumim, Elena. Da, încercăm să dialogăm, uite, cu tine, Mihai Tudose, dialoghez. Dacă tu ai o sugestie sau împărțim părerile, în modul ăsta reușim să vorbim, să dialogăm. Cred că nu este o chestie care, nu vreau să vorbesc despre politică, despre multe chestii, pentru că acolo, știți cum este, ne băgăm într-o altă clasă socială și noi, eu cel puțin nu sunt atât de în grad să vorbesc despre tot ce ține de partea aia cu politica. Prefer să vorbesc mai mult despre mine, prefer să vorbesc cu oameni simpli ca mine, pentru că în modul ăsta pot să vorbesc cu ei, pot să dialoghez, pot să le pun întrebări și pot să le răspund la întrebări. Da. Ciao, da, Italia, Cunio, da, 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 cum să nu, mai bine, nu mai bine, Giuseppe. Da, puteți, nu mai intră nimeni aici cu noi. Cu siguranță cred că în fiecare zi de la ora 15 la ora 16 sau dacă pentru voi este bine alt orar puteți să scrieți aici, pentru că pentru mine este flexibil, pentru că eu pot să spun din 2011-2012 lucrez de acasă, lucrez cu tot ce ține fotografia, mediu online, promovare pe web, adică canale de YouTube, dacă are cineva de gestionat sau vrea să crească un canal de YouTube, îl pot ajuta, adică cu o promovare, îl pot ajuta să crească canalul de YouTube cu un SEO, adică pentru a fi optimizat, cu o grafică și tot așa. Deci sunt chestii cu care eu mă ocup și în modul ăsta sunt un fotograf de nunți, de botezuri, de toate astea. Dar în momentul de față, cred că e cam greu și pentru tine, după cum știu. Da, da, pentru mine este foarte, aștept sus vreo tinerică. Ia auzi, da. Nu suntem la matrimoniale, dar dacă vine și o femeie frumoasă aici să discute cu noi, ne face deosebit o plăcere, clar, nu? În modul ăsta să vorbim cu toți aceeași limbă. Bună ziua din Italia, Umbria, Spoleto, da, 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 bună, bună, Elena Lenuța. Nu uitați să distribuiți, în modul ăsta vom fi mai mulți și putem să dialogăm. Da, și scumpa noastră Daniela Dana ne spune Hristos a înviat, adevărat a înviat. Și mulțumim că ești mereu alături de Radio Info Diaspora, da? Așa, am pus. Ok, eu vreau să mulțumesc și mai mintr data viitoare care va fi. Okay? Ah, da, cum să nu, cum să nu. Îți doresc o după masă cât mai frumoasă acolo în Belgia și pentru toți românii din Belgia. Da, și nu uita să dai și tu o distribuire. Multă sănătate, numai bine, Mihai, pa, pa. Vă doresc și audiție plăcută în continuare. Da, 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 telefonul meu să v-am ocupat. Da, nu, nicio problemă, Ginuca. Da, Elena Dărdală, foarte bun fotograf, vorbesc din experiență proprie. Mulțumesc, mulțumesc, Elena Dărdală. Da, ai și câteva fotografii făcute de mine. Chiar dacă am fost la puține evenimente împreună, am reușit să surprind chiar câteva momente foarte frumoase și cu tine. Da, pe Elena Dărdală o găsiți dacă aveți nevoie pentru evenimente la Roma, pentru nunți, pentru botezuri. Așa, Doru face poze și filmări foarte frumoase, complimente. Mulțumesc, mulțumesc, Silvia Zaharia, mulțumesc la toți de complimente. Da, aștept și eu acum să treacă această perioadă, să reîncepem, pentru că avem foarte multe evenimente, dar s-au anulat cu această pandemie, da? Așa că ușor, ușor vom reuși să... Bună ziua, spunem și lui Ecaterina Manciu, da? Chiar aici, uite,
Hei, bună ziua, cum să nu? Andrei, uite, a chemat-o și pe Ecaterina, bună, bună. Poză de profil, poza care o are Elena Dărdală de profil este o fotografie făcută chiar de mine și îți mulțumesc și mă simt onorat să știu că o fotografie făcută de mine este la dumneavoastră pe profil. Deci mă simt foarte, foarte bine să știu că ceea ce fac, pasiunea, pentru că eu am început undeva prin 96 cu fotografia și am început-o din pasiune, după care ușor, ușor a început să devină din hobby-ul, am început să fiu chemat la evenimente și uite așa, am început să fiu fotograf. Da, cum să nu? Bună ziua, bună ziua, spunem și lui Mihaela, bună ziua la toată lumea, da? Solina Irena Danciu ne spune și ea, bună ziua DJ! Da, vă pup din Anglia, mulțumim, Poiana Livia, multă sănătate, da? Bună ziua la toată lumea, bună ziua, numai oameni frumoși aici, da? Nu uitați să distribuiți și bineînțeles să dați un like la pagina noastră de Facebook, Info Diaspora. Dacă dați un like și un follower, adică urmăritor, veți fi de fiecare dată anunțați când suntem în streaming live, da? Bineînțeles, cine dorește, bună ziua viața mea, ne spune și Alina Angelo, da? Bună ziua la toată lumea, da, cum să nu? Bună ziua, îi spunem și lui Tink Elvis. Salutare, o după masă frumoasă vă doresc cu drag din Milano. Mulțumim, Elena, și multă sănătate, da? Bună ziua din Anglia, vă salutăm, mulțumim, Oana Maria. Care mai este aici cu noi? Salutări din Galați. O, să trăiască și Galație. Bună, Miha! Aș vrea să știu dacă ora 15, ora Italia, adică ora 16, ora României, este bine pentru voi sau aș putea să transmit, adică mai târziu, începând cu orele 17 sau depinde acum, lăsați aici în comentariu să știu dacă pentru voi este bine ora 15, este pentru prima dată, voi încerca în fiecare zi să fiu o oră aici cu voi în streaming, da? Cum să nu? Bună ziua, bună ziua din Anglia, vă salutăm, numai bine, multă sănătate, da? Sănătate la toată lumea prezentă. Dar cine mai intră aici sus să vorbim, să discutăm, pentru că, da, Ionuț, da, este un dumbrăvenean de-al meu, salutare Ionel, nu Ionuț. Multă sănătate la toți dumbrăvenenii acolo, da? Și aveți grijă de voi. Mai este puțin până vin și eu acasă. Vin să-mi văd părinții. Am trei nunți în România, acum în luna august și sper să se dea drumul, da? Pentru că Suceava a fost cea mai afectată. Și vorbim mai târziu, da? Cum să nu? Suceava a fost cea mai afectată, după cum spuneam, și este foarte, foarte, foarte greu. O melodie lună albă și pentru... Da, domnul Nicu Busuioc, nu punem melodii acum, deci melodii punem seara începând cu orele 20-30 ora Italiei, adică 21-30 cred că ora României, da? Și acum discutăm dacă doriți să puneți întrebări, sunt binevenite, încerc să răspund la întrebările noastre. Vă salut din Italia, spunem și lui Memo Maria, da? Salutare și noi te salutăm de la Roma, da? Transmitem din inima Italiei. Alina ne spune ceau Alina, numai bine. Hai să vorbim de Vulpița și Viorel. Sunt de ajuns care vorbesc despre Vulpița și Viorel, nu sunt aici ca să vorbim despre... Vulpița și Viorel, sunt aici pentru a discuta, pentru a răspunde la întrebările voastre, pentru a vorbi despre Radio Info Diaspora. Vreau să știu cum ați trecut de carantină, dacă sunteți bine, dacă sunteți sănătoși, dacă ați trecut cu bine. Cu siguranță sunteți plictisiți, ați văzut toate filmele, ați văzut tot ce ați avut o vacanță. Eu am avut ultimul eveniment pe data de 22 februarie, mă scuzați, 22 februarie, după care
nu a mai fost Levinit. Alex scrie frumos, te rog frumos, da? Deci nu are rost să... fără comentarii urâte. Da? Vorbim mai târziu de grătar, da? De seară. Cum să nu? Cine mai spune? Puneți întrebări ca să vă răspund la întrebări, da? Aș prefera să fie întrebări răspunse de radio, întrebări în ceea ce privește persoana mea, mi-ar face deosebită plăcere. Să puneți întrebări în ceea ce privește persoana mea. Să fie ce noutăți sunt în țară și de drum. Da, dacă voi afla ceva noutăți, voi publica pe pagină, în ceea ce privește granițele și când se dă drumul și toate astea. Încercăm, cred că se vor da drumul, pentru că am văzut chiar și pe rețele socializare, am văzut pe Facebook că pleacă autocare din Milano sau ceva în genul, pleacă în România. Eu nu știu ce e aia, Caterinca. Am lucrat non-stop. Carantină. Ah, da. Da, zice Alina Angelu că ar intra și nu știe unde. Da, este un link aici, trebuie copiat și îl duci sus în browser, exact unde ar scrie Google. Nu, mergi și deschizi Google Chrome-ul și în modul ăsta reușești să intri. Da. Sus, i-auzi imediat Florin Andrei, ne zice sus. I-auzi Alina, te vrea Florin aici, da, sus să fii pici tu în streaming, da? Stă foarte bine, mulțumesc. Da, uitați, acesta este link-ul și este aici jos, da? Deci puteți, așa, cu cât ești tuns în cap. Da, aici sunt 0 și aici cu 1. Mă tuns singur, apropo, cine nu știe? Da. Ce? Da, frumoasă întrebare, cât ești tuns în cap? Da, este bine că te preocupi, așa. Te iubesc mult. Mă ia așa și dorul așa. I-aș furat și vă spun și eu. Da, multă sănătate, Andrei Lăutaru. Să vedem cine mai este. Haideți, spuneți întrebări ca eu să vă pot răspunde la întrebările voastre sau, bineînțeles, accesând link-ul de aici de jos, puteți să intrați direct cu mine în streaming, da? Puteți să intrați direct aici și să dialogăm, să comunicăm, să fim aici cât mai mulți, da? Ce să vă mai spun? În fiecare seară sunt pe pagina de Facebook Info Diaspora, sunt în streaming. Dacă sunteți pe alte pagini, nu uitați să intrați pe pagina noastră, să dați un like, un follow, în modul ăsta, adică un urmăritor, și eu vă reuși să vă pun așa cum pot în acest moment. Am impresia că ți-ai făcut... ce impresie ți-ai făcut despre noi, persoanele de pe radio Info Diaspora? Ce impresie să-mi fac Elena Vlad despre persoanele care sunt despre pe radio Info Diaspora? Persoanele sunt împărțite exact ca în ziua de zi cu zi. Pentru că sunt persoane care sunt ok și vreau să le mulțumesc, pentru că sunt persoane educate, persoane cu simțul umorului, persoane care scriu frumos, care comentează și chiar au gusturi muzicale și, bineînțeles, îmi face deosebită plăcere că sunt aici pe Radio Info Diaspora. Lucrez la o aplicație de telefon care va putea fi descărcată pe device-ul, adică va putea fi descărcată pe telefoane. În modul ăsta veți putea asculta Radio Info Diaspora toată ziua, adică 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Și în modul ăsta voi încerca poate ușor, pe urmă să ampiez, să fie și horoscop, știri, să, în timp ce vorbesc cu voi citesc și mesaje, nu sunt un speaker, da? Eu sunt un fotograf și ușor încerc să mă lansez și pe partea asta de audio. Da, deci vom avea curând o aplicație Radio Info Diaspora. Da, cum să nu, Maria Cocuț, curând vom avea o aplicație, lucrez la ea, pentru că nu îmi permit să o cumpăr, nu am cu ce. Încerc să o fac eu așa cum mă voi pricepe. Studiez limbajul JavaScript. Dacă cineva dintre voi mă poate ajuta în ceea ce privește aplicația, îi mulțumesc din suflet. Încerc să fac o aplicație. Cine dorește să susțină proiectul meu de Radio Info Diaspora,
îi mulțumesc, îmi poate scrie în privat și bineînțeles să colaborăm, cine mă poate ajuta în ceea ce privește aplicația. Voi cumpăra un hosting, un domeniu care se va chema Radio Info Diaspora. Am deja un site web care se cheamă Info Diaspora, dar acolo sunt știri. Deci dacă intrați pe infodiaspora.net, este site-ul meu, care l-am cumpărat când am făcut și pagina. Dar și avem aici un era de la Silvia. Silvia, unde era Silvia? Silvia este o persoană care, uite, cum stai cu dragostea? Stau cu dragostea ca la Caritas. Vă iubesc pe toți și mă iubește doar una, știi? Așa se zice la noi. Va veni al doilea virus din septembrie. Dumnezeu cu noi și cine știe dacă va veni al doilea, al câtelea virus va veni, ce pandemie vor mai veni. Mă cer de nevastă sau nu? Da, te cer de nevastă. Uitați acum. N-am inelul la mine că te ceream imediat, Alina. Da. Dar ce facem noi că dacă aducem 12 lăutari, nu-i voie, deci o scă... Cum poți să faci nunta? Da, dacă vin socri mari, socri mici, nașii, rămâne mireasa sau dacă nu, mirile acasă, nu? Sau cum este cu nunta? Era o caterincă făcută pe ai sărit mesajul meu, te omor. Nu mă omoră că o scă... ce faci fără mine? Dorule, te întreabă fetele. Da. Bine, este caterincă, da, deci nu se... Deocamdată sunt la Roma, urmează să vedem ce va urma, da? Sunt aici și îmi permis să scriu așa. Da, 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 Alina, cum să nu? Silvia Zaharia moare de râs. Bă, nu mai urcă nimeni aici cu mine să vorbim, pentru că parcă vorbesc singur. Hai, cine mai urcă? Uite, este link-ul aici. Este foarte simplu. Iei acest link, îl copii, îl duci în browser și în modul ăsta poți să intri direct aici în streaming live cu mine și putem să vorbim. Da? În România doar 50 de persoane. Așa, în România doar 50 de persoane. Nu am înțeles ce ai vrut să spui asta. Din păcate eu am fost trezit. Da, nu suntem toți la fel, Mirela, asta am vrut să spun, că persoanele sunt împărțite, sunt diverse. De multe ori, știți cum este, era foarte rău dacă eram toți la fel. Nu te grăbi, Alina, că DJ Pepe e ocupat. De cine să fie ocupat? Nu am înțeles Mihai Alexandru Tudose. Da, eu te cer de soț, dar te... pui în genunchi. Da, știți cum era? Până acum Mariana Popovici spunea sus Chișorul. A intrat o doamnă Aura din Grecia și a zis sus Chișoarele. Bă, e bine și așa, nu? Așa. Așa, de unde ești? Îți lipsesc cei de acasă. Da, sunt din Suceava, sunt bucovinean. De asta nu contează de unde ești, contează să fii om în viață. Sunt din Suceava, îmi lipsesc foarte mult părinții, pentru că am părinții care nu stau chiar atât de bine. Dacă nu ar fi fost această pandemie, cu siguranță mă duceam în România să stau măcar o săptămână, două săptămâni cu ei, pentru că a fost postul Paștelui și în postul Paștelui nu sunt evenimente, pentru că eu mă ocup cu tot ce ține video și foto, chiar și audio, ca DJ la evenimente. Și în postul Paștelui aveam de gând să merg acasă, să fiu alături de ei, să le ajut puțin poate în campania de primăvară, pentru că știți cum este, când vine primăvara sunt foarte multe chestii de făcut pe lângă casă. Vreau să știu dacă mă auziți bine în primul rând, da? Da. Eu ocupat cu emisia. Sunt ocupat cu emisia, da, da, cum să nu. Eu vă transmit multă sănătate, așa a început săptămâna Radio Info Diaspora de aici din Anglia și la toți prezenții. Mulțumim, Poiana Livia, ești scumpă, mulțumim la toți. Da, moldovean, da, sunt din Suceava, da, sunt moldovean, nu-mi rușine, mă mândesc că sunt moldovean, dar repet, nu contează de unde suntem. Din România, contează să fim oameni, pentru că asta este cel mai bine, deci asta ne caracterizează. Pentru că dacă vorbești cu un napolitan, ăla te șmecherește și te fură mereu sau tot așa. Nu, contează ce eu am tratat mereu persoana după persoană, deci nu m-am uitat de unde este sau ăla e negru, nu vorbesc cu el că e puii mei. Nu. Am tratat persoana mereu ca persoană. Deci
Contează ce persoană ai în față, pentru că poți să fie și un nean, zici, a, nienții sunt persoane extraordinare și sunt drepte. Contează, poți să fii și american și neamț și să fie pervers, să fie, nu, contează persoana care o ai în față din punctul meu de vedere, pentru că contează caracterul, contează educația care a avut-o persoana respectivă. Se aude perfect. Mulțumesc, mulțumesc. Te auzim foarte bine. Da. Da. Dar sună mai cool bucovinean. Katia, da. Da, normal, sunt un bucovinean, știi cum este. Hai Bucovina, da? Să fie pentru toți care sunt aici. Sunt pentru toți ochișori. Eu vreau să fac în fiecare zi o oră de streaming, să vorbesc cu voi, să interacționez, pentru că unii dintre noi pot să se simte singuri. Chiar și eu de multe ori mă simt foarte, foarte singur, mai ales când mă gândesc acasă, mă gândesc la părinți, mă gândesc la cei dragi, mă gândesc la toți care îmi lipsesc, pentru că fiind la Roma, pentru că eu transmit de la Roma, îmi lipsesc foarte multe persoane dragi, persoane cu care am copilărit, persoane cu care am crescut, cu care m-am bucurat și am avut multe, multe fericiri împreună, adică multe clipe frumoase. Sunt mândru de tine, nu contează din ești, important e sufletul. Bravo, bravo, Violeta, foarte, foarte frumos și din partea ta. Scuze, știu că nu e frumos să întreb despre viața ta personală, vă apreciez. Ce faceți? Sunteți un bărbat cu credință în Dumnezeu? Da, da, sunt cu credință în Dumnezeu. Nu sunt unul care merg, adică, scuze-mă, am vrut să că nu sunt unul care merg la biserică, dar greșit. Eu merg în fiecare sâmbătă la biserică pentru că am evenimente, am de fiecare dată un botez, o nuntă, deci mereu merg la biserică. Cred că sunt o persoană care merg în fiecare sâmbătă, în afară de post, nu merg, sau când nu am un eveniment, nu merg la biserică. În rest, în fiecare sâmbătă merg la biserică și știu chiar slujba la anumiți preoți aproape în întregime, știu exact ce urmează, pentru că urmai experiența își spune cuvântul, mergând în fiecare zi la biserică. Bună ziua! Veniți în țară dacă vă simțiți singur. Da, aș veni în țară, cum să nu. Problema este că sunt de foarte mulți ani la Roma, mi-am creat, așa zis, un business, adică clienți, pentru că sunt fotograf și clienții mei sunt la Roma. Toți care mă cunosc sunt la Roma și dacă aș veni în țară, nu că nu m-aș descurca, m-aș descurca foarte bine, pentru că am prieteni foarte buni de mei care se descurcă extraordinar în ceea ce privește video și foto și în România. Din contra, în România aș putea spune că se iau mult mai mulți bani în ceea ce privește video și foto, dar ar trebui să o iau de la zero. Cu siguranță mă vor contacta mereu clienții care sunt aici la Roma, nu? Cei care de așa m-au cunoscut mă vor contacta și vor vrea să le vin la evenimente. Și fiind aici, îți dai seama că voi avea clienții și voi rămâne deocamdată aici la Roma. Acum poți vorbi în parc să dau drumul, facem la grătar duminică. Acum poți veni în parc. Da, mulțumesc, mulțumesc de invitație, Silva Zaharia. Da, apropo, pe data de 7 mai, începând cu orele 13, până, deci cred că în 2 ore, voi transmite în streaming live, depinde, sper să meargă bine netul, de la restaurant Jasmin și Angi. Restaurantul Jasmin și Angi este un restaurant în nordul Romei, la Nepi. Va fi formația Emisfera, o te vă spun acum în anteprima, aici la toți, voi face și un post, un event, deci începând cu orele 13, ora Italiei. Va fi un eveniment cu o formație, deci eu voi transmite în streaming live de la un restaurant, vor fi doar noi și formația, adică voi fi eu și cu cei de la restaurant și vom transmite în streaming live aici pe Facebook. Vor fi puse și dedicații, cred, vedem un picut pe un televizor mare, pe o plasmă de 46, așa cântăresc să se vadă și mesajele voastre. Cu siguranță vor fi puse, cred că, melodii care voi le veți vrea. Nu știm încă sigur chestia asta, dar cu siguranță pe data de 7 mai vom transmite începând cu orele 13 de la restaurant Jasmin și Angie. Deci va fi un show de show, adică vom transmite în streaming direct dintr-un restaurant de la Roma.
Așa că veți putea asculta o formație în streaming live aici pe Radio Info Diaspora. Am fost contactat și de un părinte, cine este la Roma, știe, pe părintele Ștefan, de la Rinianu Flaminiu, un călugăr deosebit, care a făcut foarte multe pentru români. A făcut, așa zis, școala de vară. Deci dacă n-aveai unde să duci copilul, n-aveai toate chestiile astea, puteai să-l duci acolo în școala de vară. Erau persoane care îi învățau să deseneze, îi învățau limba română, dar și m-a rugat să transmit și o slujbă de acolo, de la biserică. Vom vedea cum vom face într-o duminică să transmitem slujba în direct, direct de la biserică, de acolo, de la Rinianu Flaminiu. Mai pot să lucrez în locul meu la 15 așa. Așa, o să fiu prezentă cu siguranță. Mulțumim, mulțumim, Sorina Elena Danciu. Da, vom transmite, voi încerca să-ți transmit câte o slujbă în direct de la biserică, live de la restaurant, deci va fi dedicat acest live, primul live, vom vedea prima, după cum va decurge situația. Dar este un startup, adică o inițiativă lui doamna Angela Ignat de la restaurantul Jasmine și Angie, care este o persoană deosebită. Da, cine mai intră aici sus? Pentru că nu uitați că puteți să intrați aici în streaming live cu noi, da? Deci putem să dialogăm, pentru că vreau să fac în fiecare zi o oră de streaming aici, o oră sau depinde cât sunteți, poate și mai mult. Da? Cum să nu? Salutare, salutare, bravo, ne spune și Violeta. Salutări, spunem și lui Alina Ali, da? Multă sănătate, Alina, sănătate, salutare, da? Cum să nu? A intrat și Ioni Maria, da? Bună iubita, da? Nu uitați să distribuiți, nu uitați că în fiecare seară, începând cu orele 20-30, suntem aici, ora Italiei, bineînțeles, suntem în streaming live și încerc să pun și o muzică care îmi permite, pentru că nu avem o autorizație de a transmite. Și din cauza asta pun muzică care este înregistrată de mine la evenimente. Lui Alina Ali i-am filmat nunta acum câțiva ani, casă de piatră, multă sănătate, Alina, și multă sănătate și lui soțul tău, da? Așa, eu sunt prezent oriunde este Info Diaspora. Mulțumim, mulțumim, Sorina Elena Danci, ești o scumpă. Ia uzi, uite aici cine a intrat. Bună, Ioni, voi v-ați transmis, da, iară niște prieteni deosebiți care am stat cu ei chiar și în casă. Nu mai știu ce an era, 2007, 2008, nu e așa, Ioni Maria Sandru? Cam atunci am stat cu voi acolo de la prima portă, pe via Clusoni, stăteam în chirie. Da, niște persoane deosebite, care, după care am păstrat și legătura, am fost pe la ei. Mulțumesc și de invitație că m-ați invitat și la cină și tot așa. Bun, mergem, da, zice, mulțumim frumos, cu cea mai mare plăcere. Da, și nu uitați că pe data de 7 mai, începând cu orele 13 ora Italiei, voi crea un eveniment aici pe pagina noastră, unde voi specifica ora și, bineînțeles, dacă vei da participă, vei fi anunțat când suntem în streaming. Da, va fi formația Emisfera pentru data asta de la Roma, care ne va încânta cu muzica lor bună. Prieteni comuni, ne spune Silvia Zaharia, da, cum să nu? Da, am făcut foarte multe chefuri împreună cu Silvia Zaharia și Ioni Cătălin prin parc, acolo pe Grota Rosa. Chiar că erau niște timpuri deosebite, super, super, super. Da, vă doresc succes și invitați la ceea ce luați. Da, da, încercăm să facem cât mai frumos, încercăm să fim cât mai ok. Eu ce pot să spun? Mă străduiesc și studiez în fiecare zi în ceea ce privește radio, pentru că nu am experiență, fac foarte, foarte multe greșeli, dar na, ușor, ușor voi încerca să fac cât mai profi. Voi încerca să fac cât pot eu de bine. Voi încerca să fiu cât mai profi pentru voi. Da, în ceea ce privește chat-ul, sunt persoane care sunt pozitive, persoane care
vorbesc frumos, persoane care sunt constructive în ceea ce privește Radio Info Diaspora și sunt persoane care, na, mai puțin constructive. Na, nu suntem toți la fel și eu zic că e bine că putem să... Bună seara la toți de pe live. Mulțumim Ionuț, Eugen, Andrei. Bună seara și ție. Bună, Doru, așa este. Ne-am cunoscut prin 2009. Ce timpuri frumoase, nostalgie de ele, da. Mi-e dor de voi, aveți grijă de voi. Sper să ne vedem cu bine, da. Mi-aduc aminte pentru că eu făceam pe atunci fotograf, prin 2009, făceam fotograf undeva într-o discotecă la Vox Maris, la Monte Rotundo. Și vineau atunci diferiți artiști și da, cu Cătălin, adică soțul lui Ionela, cu Ionela, cu Silvia. Eram o gașcă așa de show, da? Și făceam show-uri, mergeam prin discoteci, mergeam, da, eram o gașcă de show, eram o gașcă super, super faină, da? Ce să-i faci? Pe la mare și tot așa. Cum să nu? Pe oameni la suflet bun, Dumnezeu îi ajută. Succes, mulțumesc Mirela. Cum să nu? Super, felicitări, mulțumim Vlad, Iuliana. Salam și Sorinel. Da, bineînțeles, am fost când în 2009 eu l-am filmat pe Florin Salam undeva la Vila Albă, da? Și după care a venit în Vox Maris 2, a venit și Sorinel Puștiu. Nu, Sorinel, cum îl cheamă pe ăla? Sorinel? Sorinel Puștiu. Nu Sorinel Puștiu. Sorinel Puștiu ăla mai e macicetel. Florinel, nu mai știu cum îl chema, în fine, pentru că am fost la foarte, foarte mulți, foarte mulți artiști. Din greșeli învață omul. Da, corect. Eu nu mă dau un expert, sunt în creștere, adică într-o creștere profesională. Studiez în fiecare zi ceea ce privește cum să fac mai bine, cum să pun mai bine muzica, cum să fiu pe... placu tuturor, dar ne trebuie o licență, adică o autorizație de funcționare, adică o autorizație pentru a transmite muzică. De asta nu pot să pun orice tip de muzică. Sorinel Copilul. Nu era Sorinel Copilul, Silvia, nu. Vă aștept cu drag, vă salutăm cu drag din Belgia. Mulțumim Alex, multă sănătate acolo în Belgia. Aveți radio? Da, încercăm acum să punem pe picioare un radio. Radio se cheamă Info Diaspora. Lucrăm să pun muzica pe server, să cataloghez muzica, să fac o aplicație pe telefon. În modul ăsta veți putea să descărcați aplicația și să ascultați muzică toată ziua, da? Sorinel Puștiu, Silvia. Da, au trecut din 2009, au trecut foarte, foarte multe evenimente. Mergem și la anunț. Da, chiar uite cu Ioni, cu Cătălin am colaborat, mergea chiar, a fost și la anunț cu mine, pentru mine. Da, a fost la evenimente împreună, cum să nu. Prima poză prima ta poză ne-ai făcut-o nouă în disco. Da, chiar este o poză super, super, super. Am văzut că o aveți mereu pe profilul vostru și asta mă face să mă simt de fiecare dată când o văd foarte, foarte, adică emoționat, pentru că vă place fotografia care atunci, na, cum aveam aparatul pe timpul ăla în 2009, nu era aparatura de acum. Da, să trăiești, maestre, vă salut de la Latina. Multă sănătate, Florinel. Numai bine, multă sănătate la toată lumea. Da, Sorinel Puștiu, da, atunci era Sorinel Puștiu prin... Da, este postul meu, este o inițiativă de-a mea, încă nu este finalizată. Cine dorește să ne susție, este binevenit orice susținere din partea voastră. Cine dorește să susție proiectul, în modul ăsta vom reuși să accelerăm timpurile. Dacă nu, ușor, ușor, când voi începe evenimentele, mă voi autosusține. O fac din suflet pentru voi, o fac din plăcere,
După cum vedeți, în fiecare zi sunt aici cu voi. A trecut exact o oră de când am intrat aici în streaming online, dar mai stăm puțin, da? Așa. Ce faci, Silvi? persoane dragi. Da, și tu ai fost mereu un profesionist. Mulțumesc, Ioni. Da, simțiți și voi o pereche extraordinară. A trecut și voi prin multe, multe grele, multe necazuri, dar dacă este dragoste, este totul, cum se zice. Fără, știți cum se zice? Unde dragoste nu e, nimic nu e. Pentru că dragostea v-a ținut uniți, v-a ținut unul lângă altul și doar prin dragoste ați reușit să treceți prin toate problemele, da? Așa, vă doresc o zi bună, frumoasă în continuare, da? Mulțumim, eu mă retrag, muncă mă cheamă. Numai bine, Mirela, și multă sănătate. Băgați muzică pe acest live sau nu? Nu, muzica este începând cu orele 20:30 în seara asta. Nu uitați să dai un like la pagina noastră de Facebook și un follower, un urmăritor. În modul ăsta vei reuși să fii mereu anunțați când intrăm în streaming online. Era șmecheră mașina aia, da, despre care mașină zici? Cred că de BMW-ul ăla tunat care l-aveam eu atunci, da? Da, și am revenit, ne spune și Gina, da, băgați la dispoziția ascultătorilor. În ceea ce privește dispoziția ascultătorilor, Alex, nu putem pentru că ne trebuie o autorizație, da, pentru a transmite muzică cu drepturi de autor. Dacă dorești să ne susții și vom, deci o parte din sumă deja am strâns-o pentru că au fost anumite persoane care ne-au susținut și până acum, pentru că doar mulțumită lor am reușit să transmitem, da? Dacă dorești să ne susții, poți să-mi scrii în privat, în modul ăsta vei susține pentru că este un proiect foarte mare, vreau să cumpăr un site web unde pe acel site web va fi tot ce ține de radio, chat, veți putea scrie în fiecare moment al zilei, dacă este un aniversat. Deci dacă cineva are ziua de naștere, puteți să scrieți, este ziua lucrătăriei, că melodia. Și noi când intrăm seara în streaming, vom avea melodiile, playlist-urile, vom avea pregătit exact pentru persoanele voastre dragi. Veți putea lăsa un mesaj audio, zice, bună ziua, sunt Petru Ursache, aș dori pentru fanii mei să dedic melodia Dor de casă, Dor călător, am zis și eu melodie așa, pentru toți românii. Deci puteți să trimiteți mesaje personalizate la persoanele dragi vouă, da? În modul ăsta, seara când veți intra, sărbătoritul se va simți mult mai emoționat. Veți ajunge la inima lui cu mesajele voastre, deci transmise direct de voi urările de la mulți ani. Deci vreau să fac doar chestii pozitive, pentru că de chestii negative este plină lumea, da? Bine punctat. Unde dragoste nu e, nimic nu e. Ok, deci perfect. Cum să nu, Vlad, Iuliana, cum să nu. Aia da, mie îmi place muzica. Am avut un subwoofer de la Doru. Mi-aduc aminte când a venit Cătălin atunci, și pentru că odată, na, așa erau timpurile, puneam muzică pe mașini, aveam subwoofere prin portbagaj. Na, asta erau timpurile, eram tineri, știți cum era, tineri și neliniștiți. Da, cred că l-am ținut timp de 5 ani de zile, da. Așa. Și eu am poze cu mașina aia. Da, 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 da. Mi-aduc aminte că da, avem un BMW tunat pe timpul ăla, prin 2009-2008, cam așa. Avem un BMW tunat, super, super, era făcut ca în Fast and Furious. Făcut de tine. Da, pentru cine nu știe, prin anii aia puneam muzică pe mașini, puneam subwoofere, puneam mai multe boxe. Eu mereu am fost înnebunit de muzică, chiar dacă eram fotograf, muzica a fost mereu o pasiune de-a mea. De foarte mult timp mi-am dorit să fac un radio, dar din diferite motive, din lipsă de timp, pentru că eram mereu ocupat cu fotografia, cu evenimentele, cu toate astea, nu am făcut. Și acum cum am intrat în carantină, am zis, hop, ia vine și rândul. Nu uitați că dacă doriți puteți să intrați cu mine aici în streaming, da? Este un link aici jos unde puteți să dați click pe linkul respectiv.
îl duceți, îl copiați și îl duceți sus în browser. În modul ăsta veți putea să dialogați cu mine, să intrați direct aici în streaming, da? Hai să zicem și dacă mai dorește cineva să intre în streaming aici cu noi, da? Silvia, hai la Storta, Casa Fantomă, să facem gogoși. Da. Bună, bună, îi spunem și lui Elena, bună seara, numai bine Elena, multă sănătate, da? Sănătate vouă, da? La toți care sunteți aici. Și nu uitați să distribuiți, da? Și mașina aia roșie era faină, câte boxe aveai pe ușă? Da, aveam 8 boxe pe ușă, da. Era un Opel super, 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 nu știu dacă se poate într-un mod sau altul să vă arăt. O am și pe profilul meu de asta, de Facebook. Da, am avut două mașini tunate care super, super și acum am un BMW. Sunt fan BMW pentru cine nu mai știe, nu mai vreau. Da, ce show-uri, da. Bună, da, Modena, ceau, ceau. Numai bine, Elena, da, salutăm, salutăm toți românii din Modena, da, cum să nu. Tu stai așa, hai că intru eu să vedem ce iese. Da, bună, Elena, hai intră și tu aici să fii mai mulți ochișori, să vedem ce iese. Da, mi-a scris cineva pe WhatsApp, stați să vedem, așa. Vibien, da, nu am înțeles, a scris în altă limbă, stați să-i răspund. Așa. Ce nebună ești, da, cred că vă răspundeți acolo vouă. Bună ziua, românașii mei, ne spune și Mădălina. Bună, 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 stați așa că să-i dăm accept. Bună ziua! Bună ziua! Ce faci, Elena, totul bine? Adică Sorina. Sorina, hai să luăm. Eu nu știu de ce, dar am o problemă cu ies și cu mă. Dacă ați văzut cazul, că mereu între Sorina, nu. Ba zic Danciu, ba zic Sorina, ba zic Elena, ba mă fisticesc. Îmi creați prea multe emoții. Da, clar. Da. Da. Tu ești în Spania, nu? Da. Lângă okay. Madrid, la 130 de kilometri de Madrid. Ok, cum este acolo cu pandemia asta, cu virusul? V-a virusat pe toți? Aveți prieteni care știți că au fost virusați? S-au îndrăgostit pe timpul carantinei? Da, eu am o prietenă care într-adevăr a fost infectată. Până atunci, sincer, eram așa în dubii, deci chiar nu credeam, băi, zic, asta e o minciună, e o vrăjeală. Dar în momentul când ei s-a confirmat, atunci am început să cred și să iau treaba chiar foarte în serios. Acum s-au mai liniștit treburile, ne lasă. Dar în ce bază a fost diagnosticată? Pentru că am auzit că la Suceava a căzut unul din tren și a murit de coronavirus. Nu. Nu, asta, da, nu. Ea, deci chiar a avut, așa i s-a spus de la spital, deci ajungând la urgență. Bine, normal că trebuia să mai fie și printre credul ceva, nu? Nu știu ce să zic. Asta i s-a spus, să-ți dai seama că toată lumea a crezut. Da, dar, corect. Deci acum se vine. Deci acum a început să ne mai lase și pe noi. Sperăm să se deschidă chiar toate și să începem ușor, ușor să lucrăm și să putem începe o viață normală. Aha, ok. Sperăm că va fi bine. Da. Mă bucur, mă bucur. Au început să circule pe acolo prin Spania mașinile, să meargă lumea la muncă. Da, în construcții au început să meargă la lucru, agricultura a fost dintotdeauna. De asemenea și la Roma, chiar vorbeam astăzi cu un prieten că m-a sunat și a zis, bă, astăzi mi-am dat seama câte persoane lucrează în construcții și am zis, de ce? Pentru că era full la intrarea în Roma, era plin străzi. Și a zis, bă, cu siguranță cred că sunt persoane care, și a zis, bă, îmi iau mașina, hai să fac și o tură, să dau o tură cu mașina. Pentru că li s-a dat drumul la, da, și aici s-a dat drumul de astăzi. Eu încă n-am ieșit din casă, dar pentru că mi-am aprovizionat ce am avut nevoie de ale mâncării și deocamdată nici nu am cu cine ieși din casă. Nu, aici deocamdată, deci construcțiile și
cam atât, adică nu sunt prea multe, nu sunt magazinele, aparte supermarketurile, alimente și astea. Dar așteptăm, acum sperăm să fie în continuare, ne-am mai lăsat să ieșim din casă, să ne plimbăm. În transporturile publice au spus că trebuie obligatoriu să avem mască și mânuși, dar în rest se liniștește treaba. Da, este o chestie pozitivă, o chestie care ne-a săturat, să zicem așa, să stăm în carantină. Eu învățat să stau acasă pentru că lucrând mereu de la calculator, lucrând ce privește grafică, lucrând fotografii, video, foto, sunt învățat pentru că munca mea este o muncă de acasă, pentru că mereu am lucrat de acasă. Deci pentru mine și plus cu radio, și vreau să vă mulțumesc la toți că ați fost alături de mine. Pentru că eu sincer nu m-am simțit în carantină, pentru că ați fost voi, da? Ați fost voi care mereu ați fost alături și cu bune și cu rele. Știți cum se zice? Știi că la noi, da, la români. Exact. Așa. Da. Dar știți cum este? Cele bune să se adune, cele rele să se... Pele. Pele. Exact. Bravo, bravo, Elena. Da. Eu sincer, nu știu, pentru mine chiar a fost și este, pentru că eu nu sunt o persoană care să stau în casă, eu sunt o persoană activă și mai ales și meseria mea de ospătară, de barman, eu asta fac și eu întotdeauna să comunic cu lumea, să vorbesc, să sunt așa într-o... Ori acum pentru mine, dar noroc cu DJ Pepe că am mai putut să mai... Să rămână. Da. Ne spune, da, la Pizza GG. Da, am făcut, pentru cine nu știe, pe lângă fotograf, eu am 14 ani de pizzetar, chiar am vrut să fac un curs online de pizza. Fac peste 100 de gusturi de pizza, uite, pot să confirme Ioni, Maria Sandru, Silvia, care vineau și mâncau pizza la pizza făcută de mine în pizzerie. După care timpurile s-au schimbat, m-am pus în propriu și mi-am deschis două pizzerii aici la Roma. Dar timpurile între timp s-au schimbat, că m-am soarta și destinul, deci m-am separat și m-am despărțit și a trebuit să vând tot, am vândut pizzeriile, știți cum este. Asta e viața, dar nu vreau să intru în detalii despre chestia asta. Lucrurile astea fac parte din viață. Da, știți cum era? Soarta și destinul mi-au ieșit în cale. Corect. Da. Îmi face deosebită plăcere că ești alături de Radio Info Diaspora, că ești mereu o persoană pozitivă și că ești atent și mereu mă susțin ce își privește, pentru că de multe ori când intră o persoană pentru prima dată, nu știe că să distribuie sau să salute. De multe ori zice, bă, bagă și mie salam. Eu le-aș spune, dar mă simt greu să le spun, am și pireu în bucătărie, dacă vrei. Dar, na, pentru că persoanele poate vin de pe un alt live. Măcar au fost pe un live unde erau multe persoane sau erau conținuturi neapropiate. Adică, eu știu, anumite... Și intră și dacă e tot live, să învățați că acolo au fost învățați să înjure, să dea sus, să dea jos. Și intră și aici și încep tot cu aceleași și încercăm să și mulțumită și vouă, bineînțeles, pentru că și voi îmi sunteți alături și adică mă susțineți pentru a purta și a ține educația, aș putea spune, pe chat. Da, eu vreau să fac o precizare, dacă tot ai adus vorba, mai ales în urma celor întâmplate pe live, care mulți acum sunt pe live și știu ce s-a întâmplat. Eu, din acest motiv, am într-un fel sau altul mi-au venit în cap acele reguli. Deci mi-a venit mie să scriu mesajul cu regulile. Adică mi se pare lipsă de bun simț să intri și să spui băi nu știu cum și să vorbești urât. Adică, frate, deci dacă vrei să asculți o muzică, o asculți frumos, intri ca o persoană educată, scrii un mesaj frumos, salut și îți vezi de treaba ta. Deci nu am făcut, cum mi s-a spus, regulile ca așa vrei tu. Nu, am făcut pentru că am văzut că sunt persoane care sunt în lipsă de bun simț, clar. Da, corect. Deci, și eu prefer să, adică, nu știu, deci eu cel puțin așa sunt o persoană educată și mulți de pe live mă cunosc
și chiar vreau să înțeleagă că nu sunt niște reguli care doar am făcut-o din motiv că m-au deranjat vorbele pe care ție ți le adresa, mesajele pe care ți le adresa foarte urâte. Și nu mi se pare corect. Clar. Pentru că o persoană care stă 12 ore, deci înainte stăteam 12 ore pe live și tu stăteai acolo în fața monitorului și puneai melodii la toată lumea și stăteai și până în creierii nopții, adică nu mi se părea normal să vină unul să te jignească așa. Pentru asta am pus acele reguli. Cine vrea, le respectă, cine nu vrea, nu le respectă. Și cu asta pe asta. Eu nu oblig pe nimeni și nu am făcut nicio... Da. Sper că... Și bineînțeles, acele reguli au fost acceptate de mine. Clar că dacă nu spuneam Elena Danciu... Iar Elena, Sărina Elena. Băi, te botez mereu. Sper să mă ierti soțul tău. Da. Nu te botez, adică nu zic numele exact. Da. Da, deci am fost de acord pentru că din punctul meu le-am considerat constructive în primul rând. Deci nu jignea pe nimeni. În plus, îmi place foarte mult, adică lumea când glumește și glumește cu gust. Adică când lumea se distrează, când este adică și mie îmi place gluma, că sunt și eu o persoană exact ca și voi, da? Și îmi place când lumea glumește, râde, deci se creează o interacționare între persoane, nu? Pentru că eu măcar fac o glumă, tu răspunzi cu alta, deci dacă suntem persoane educate, ne trece seara mult mai ușor. Pe lângă o glumă, se ascultă și o muzică bună. Și dacă se poate, bineînțeles, să pună și o melodie preferată, este și mai ok. Corect, nu? Clar. Da, plus, corect. Plus că eram cu toți în carantină. Deci de specificat și chestia asta, nu? Da, eu una, sincer spun, eu de fiecare dată când intru, deci eu respect, în primul rând, chiar dacă eu le-am pus, sunt prima care le respect regulile și pe de altă parte, deci ți-am spus, îmi place să vorbesc frumos, să fiu educată, să nu, adică nu am treabă cu nimeni, cel puțin am cei 7 ani de acasă, părinții mei așa m-au educat și scuză-mă. Întotdeauna mi-am lăsat o ușă deschisă, oriunde am mers, mie nu mi-a bătut nimeni obrazul și nimeni nu o să-mi bată obrazul în viața mea. Nici mie, super. Nici la copilul meu, copilului. Te votez ca președinte. Acolo, la Info Diaspora, nu? Da. Hai să vedem dacă mă să mă voteze. Da, da. Depunești tu candidatura, da. Da, o să încerc. Da, ce părere ai despre Radio Info Diaspora? Ce crezi că s-ar putea, ce îmbunătățiri s-ar putea aduce? Te-a luat în surprindere. Da, asta chiar, nu știu ce să spun. Eu, sincer spun, mie îmi place Radio Info Diaspora și așa cum este. Eu mă mulțumesc oricum cu Radio Info Diaspora, înțelegi? Acum, că alții vor să susțină și acest radio să avanseze și să până la urmă să duci mai departe un vis al tău, pentru că știu perfect că este un vis al tău și da, ai luptat mult. De prin 2004 m-am gândit să fac radio, scuze-mă că te întrerup, prin 2004 m-am gândit să fac radio, dar ocupat mereu cu fotografii, pentru că făceam și pițetar și sâmbăta și duminica făceam evenimente. Și mereu ocupat cu, pentru că chiar și Silvia Zaharia, pentru care ne cunoaștem de foarte mult timp, și chiar și Ioni, Marie, Sandro, care suntem prieteni, care noi eram o gașcă pe timpurile alea, pentru că, bineînțeles, cu toți ne-am cunoscut în pizzerie. Așa? Iar, deci în timpul săptămânii făceam pițetar și sâmbăta mergeam la evenimente, la anunți, la botezuri, chiar l-am avut pe soțul lui Ioni Maria, l-am avut ca cameraman cu mine. Au fost chiar și ei împreună, le-am dat pentru că aveam două rânduri, două aparate, două așa, le-am trimis și pe ei la un botez sau la mai multe evenimente. În fine, era o colaborare și eram o gașcă super, super, super. După care eu mi-am deschis o pizzerie pe cont propriu și am plecat din lângă Roma și fiecare... Silvia s-a măritat, fiecare s-a destrămat puțin gașca. Eu m-am însurat și eu pe timpul ăla și tot așa. Așa, știi cum este? Au devenit de familia, știi? Bun, hai să venim la radio. Da, la radio era prin 2004 când m-am gândit să fac radio, dar atunci nu erau ca acum toate aceste posibilități, adică cu social media și toate astea. Prins printre fotografii, printre alte...
ocupații care mi-aduceau profit clar pe timpul ăla, pentru că radio, după cum este și acum, eu îmi pun timpul meu, deci timpul care îl pun eu la dispoziție, deci nu este sponsorizat de nimeni, deci nu că eu primesc la cineva bani sau așa, o fac din suflet pentru suflete și mulțumesc la cei care m-au susținut și până acum pentru a putea transmite, pentru că începând de la un microfon, o placă audio, anumite chestii care trebuie, anumite chestii le-am cumpărat eu. Dar după care, când a început pandemia, nemai având evenimente, nu am putut să mă autosusțin. Pentru că dacă erau în continuare evenimentele, acum era și aplicație de telefon, era și 24/24, dar nemai având posibilitatea de a mă autosusține, am rămas așa. Și am zis, cine dorește să susțină proiectul Radio Info Diaspora, mă poate contacta în privat și poate să susțină. Fiecare eurocent este binevenit. Și bineînțeles, mulțumesc la cei care m-au susținut și până acum. Deci nu este nimeni obligat, zice, a, cerșești bani, nu cerșești bani. Dacă cineva dorește să susție acest proiect, este binevenit, pentru că eu, să vă gândiți că stau în fiecare zi aici, pe 1 mai, care putea să stau și eu cu, cum se zice, cu graț în sus, adică cu să mă uit la un film, să stau, nu, eu am stat 6 ore jumătate cu voi aici, deci am făcut o transmisie de 6 ore jumătate continuu, după care am intrat iară seară. Am stat aici, am încercat să pun muzica ce vă place, să fiu pe placul tuturor și, bineînțeles, o fac din suflet, o fac din plăcere, pentru că sunteți persoane deosebite. Uite, o persoană ca tine și mult, zic de tine pentru că ești acum aici, și multe alte persoane care sunt și intră pe Radio Info Diaspora, care mie îmi umple inima, pentru că sunt și eu un român, adică, da? Adică să înțeleg că dacă nu eram aici, nu spuneai sau cum? Nu, auzi, nu cum, deci nu. Nu, am glumit, asta a fost o glumă, știi că da. Da, și eu sunt de aceeași părere, deci pentru mine ți-am spus, radio, atâta timp cât tu ești acolo și ți-am zis, pentru mine, deci ca om, deci nu vreau să se înțeleagă greșit de partea nimănui, bine, mulți știu chestia asta, pentru mine ești o persoană, adică nu știu cum să zic, cu suflet mare, deci din partea mea toate respectele și pentru mine... Radio este bine și așa cum este. Dacă cineva, exact cum ai spus tu, vrea să continue și să te ajute, da, perfect. Eu zic că poate totuși va fi mult mai bine. Dar felicitări pentru ceea ce faci și tu ține tot așa. Mulțumesc, Rămâna. Da. Ce pot să spun? Să treacă această pandemie, poate încep și eu... ușor cu evenimentele, de-abia aștept să merg să fac și eu un sesi foto cu Miri, cu Mireață, pentru că eu sunt pasionat de fotografie. Ca să înțelegi că eu am început fotografia din pasiune. Când am venit la Roma la începutul lui, prin 2004, când am venit atunci la Roma, pentru că sunt din 2004 la Roma, avem un aparat de la micuț compact, un Sony, cu o cameră de 3,2 megapixeli, dar a dat o căruță de bani pe el atunci. Mergeam prin Roma și făceam o grămadă de fotografii la orice cioară, la orice gard, la orice... Pentru că asta era din pasiune. Da. Da, asta e, cam asta e istoria mea. Da. Tu trebuie să treci cu vederea așa. Da. O spun eu care e cea mai afectată. O spun eu acum cea care e cea mai afectată. Adică... Da. Da. Trebuie să înțelegi că nu suntem toți la fel. Eu încerc, știți cum este vorba aia românească, nu este pădure fără uscături, știi? Da. Persoanele nu sunt la fel, încercăm să fim persoane educate, încercăm să fim cât mai ok, na. Acum că mai apare și câte unul care, sau sunt persoane care măcar vor să strice, deci o fac intenționat. Să strice buna dispoziție, știi? Nu trebuie băgat în seamă și, în fine, eu încerc să trec așa și să... Trece, să știi, trece cu buretele. Da, nu, deci adică asta vreau să fie clar, că eu, deci mie chiar îmi place ceea ce faci tu, cum am spus și radio și așa mai departe, și ceea ce am făcut am simțit pentru că a fost doar din respect și atâta tot. Cine vrea le respectă, cine nu. Nu? Și atâta tot. Tu le-ai acceptat, ei vor să le accepte bine, nu? Da, clar.
Mi se pare normal. Toți cei care au ceva de spus, poate este numărul de WhatsApp pe live-urile mele, poate să-mi scrie pe WhatsApp. În modul ăsta pot să-mi scrie părerea lor. Deci dacă poate la cineva este rușine să scrie aici în streaming, adică să nu mai vadă și alții, dacă au o părere, dacă au o sugestie pentru ceea ce privește acest proiect de radio, pentru că, repet, nu sunt o persoană care sunt cu experiență. Bă, nu știu cum faci, uite, tot mă uit acolo, 69, 70, 68, se învârte mereu în jurul 69 și pe live tot așa, ai văzut faza? Da, da, și pe live la fel, este numai 69. Trebuie să știi să facă 69, adică 68 de lucru și cartofi prăjiți. Ai înțeles? Deci, nu te gândi la prostie. Eu am zis, deci, o femeie trebuie să știe să facă 69. Am găsit-o și eu pe rețelele de socializare. Și zic, cum adică o femeie trebuie să știe să facă 69? Ai din oficiu. Și a zis că trebuie să știe să facă 68 de treburi și cartofi prăjiți. Da. Dar ce face cu bărbatul dacă nu știe să o facă? Se împiedică. Depinde unde cade. Da, da, o zis că, draga mea, cum faci tu ca toți bărbații să-ți cadă la picioare? Nu, le pui piedică. Sau le pui piedică, mă rog, acest. Da, știi, tot pe Facebook, e plin Facebook-ul cu... Da. Dar care e treaba cu votul? Nu știu care e treaba cu votul, a scris cineva cu votul, nu știu, n-am urmărit aici cu votul. În ceea ce privește, am spus, adică, uite, hai să întreb... Cu votul pentru mine sau cum? Se referă la votul cu mine de președinte, la să trăiască doamna președinte, da. Uite, scuze-mă că te întreb acum aici, dacă tu ar fi să... Descarci o aplicație. Ce vrei să fie pe aplicația Radio Info Diaspora? Și bineînțeles la toți care sunt la cei... Uite, bă, au văzut că vorbim de 69, au crescut. O zic că hai să fie plus IVA. O zic că acum nu se mai zice 69, se zice 82. De ce 82? 69 plus IVA, plus TV, adică. Da, corect. Așa. Bun, la ce te referi? Nu, adică eu fac o aplicație și aș cere și... sfatul vostru și, bineînțeles, puteți să înscrieți și pe WhatsApp, adică ce ați dori să includ în aplicația aia de radio. Eu m-am gândit să fie o chestie din gen, să poți să trimiți un mesaj direct de pe aplicație, să văd acum ce pot să fac pentru că studiez. Deci să poți trimite un mesaj, adică ca chat, nu? Dacă, direct din aplicație. Să poți să înregistrezi direct din aplicație un mesaj audio, zice, bună, de să trimiți direct, ca eu să-l pot vedea direct prin, pentru că poate altul nu are Facebook, adică cineva care are aplicația descărcată pe telefon, poate, sunt persoane care nu au Facebook, nu? Și în modul ăsta, deci descarcă doar aplicația și de pe aplicație să poată să țină apăsat, ai văzut cum ți-a apăsat la Facebook, la WhatsApp, la asta, ți-a apăsat? Da. Și trimiți mesajul, nu? Pentru că poate cineva are un aniversat, adică pe cineva drag care împlinește ziua, sau soție, copil, soț, nepot. Da, și poate să scrie, uite, pentru în seara asta sau dacă s-ar putea transmite pe Radio Info Diaspora melodia respectivă, să zicem, mâine este ziua lui Sorina Elena Danciu și soțul nevastră astăzi ia telefonul, are aplicația Radio Info Diaspora descărcată pe telefon. Ia și la microfon și înregistrează. Bună, uite, sunt XXX, mâine este ziua la soția mea, Sorina Elena Danciu, dacă se poate o dedicație cu melodia care și-o dorește el pentru tine să-ți o dedice. Tu, mâine fiind ziua ta, eu știu că a dat dedicația pentru tine și va fi Radio Info Diaspora care va merge în momentul ăla 24 de ore din 24, vei simți mult mai multe emoții și vei avea ziua mult mai fericită ascultând exact mesajul transmis de soțul tău ca dedicație, nu spusă dedicația doar de mine. Este doar o idee. Da, mi se pare și că ai idee. Da, cred că te emoționezi mult mai mult să asculți pe Radio Info Diaspora o dedicație de la soțul tău, de la iubitul tău drag, nu? De asta transpiri. Stai când... Încă nu e gata aplicația.
Da, nu, era doar de la căldură, că aici e foarte cald astăzi la noi. Și cred că era de la căldură. Da, uite, este aici și Rami Țăr. Cine dorește? Rami Țăr, Țărdea. Da. Rami Țăr, de Adam. Este o prietenă ta. Da. Ce frumoasă ești, Sorina Elena Danciu. Da, mulțumesc. Ia, da, mulțumesc. Ia, da. Ia așa, uite-mă, de ce fiind prietena mea, oricum o vede frumoasă, adică nu știu. Da, 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 am înțeles. Dacă cineva dorește să mai intre aici în streaming live cu noi, este binevenit, da? Deci poate să intre. Este un link aici jos unde puteți să-l accesați, copiați link-ul, îl duceți în browserul, deci deschideți Google, Chrome-ul și îl copiați sus. În modul ăsta reușiți să intrați în direct cu noi. Pentru tine o altă întrebare aș avea, Sorina Elena Danciu, a zis bine data asta, da? Așa? Din fericire, pentru tine, la ce oră ar fi bine să înceapă emisia? Nu la IFU seara, adică... Știu la ce te referi. Adică la discursul care... Pentru că vreau să fac în fiecare zi, la aceeași oră, în modul ăsta, adică persoanele exact acum cu live să fie toate... Pentru că eu m-am gândit să fie la ora 15, dar m-am gândit chiar acum, în moment ce transmiteam, pentru că poate multe persoane sunt încă la muncă, să-l fac începând cu ora 17, ora Italiei. Nu știu, eu pentru mine, de exemplu, acum, de moment, ora asta este o oră bună, pentru că eu, de moment, trebuie să continui să stau acasă. Acum, nu știu, poate e nevoie de mai multe păreri, pentru că... Îți dai seama, exact cum spui tu, mulți ești la lucru, mulți ești acasă și nu știu ce să spun. Dar mulți încep munca și tot așa. Exact, dar de exemplu ora 6 la fel ar fi o oră tot la fel de bună, pentru că sunt mulți care intră de dimineață, e seara și Da, m-am gândit și eu să fie ora 17, ora Italiei, pentru că măcar unul iese de la muncă, a terminat munca, e stresat și pentru a mai auzi o glumă, pentru că cu siguranță vor fi glume, voi persoane care aveți glume, care știți bancuri, sunteți bineveniți aici să urcați pe streaming, așa ne vom descrieți punțile. Venind de la muncă, măcar ascultând sau intrând pe Info Diaspora, puteți să mai ascultați o glumă, să mai vedeți, adică pentru a socializa. Corect, nu? Da, corect. Bun, cu siguranță vreau să vă mulțumesc la toți care ați fost alături de mine și în mod special și ție, că ai avut curajul să intri în streaming live și știți cum e, cele bune să se adune, cele rele să se spele. Multă sănătate, îți doresc ție, la familia ta, la șoferașul tău, da? Așa. Așa. Și în fiecare seară, începând cu orele 20:30 și ora Italiei, încerc să intru mereu în streaming live. Bun, eu vă salut de la Roma, nu uitați să dați un like la pagina noastră de Facebook Info Diaspora. Nu uitați de asemenea să ne susțineți și pe YouTube, pe canalul nostru Info Diaspora, pe canalul nostru de YouTube Eurovlog, unde cu siguranță curând voi încărca și de așa sunt un 70 de clipulețe încărcate. Cred că ar fi super ora 18 pentru că dimineața suntem ocupați. Da, 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 cum să nu. Cred că va fi ora 17, ora Italiei, ora 18, ora României. Te-ai blocat, Sorina Elena Danciu, dar nu face nimic. Da, așa era blocată, cum să nu. Eu vă mulțumesc la toți că sunteți alături de mine. Dacă sunteți pe alte grupuri, pe alte pagini, căutați Info Diaspora și, bineînțeles, este și grupul Info Diaspora. Deci dacă căutați grupul Info Diaspora, vă puteți înscrie acolo și să fiți și în grupul Info Diaspora. Am stat și astăzi, cine cântă muzică? Să cânte muzica Pepe, nu? În seara asta va cânta și muzica, da? Începând cu orele 20:30, ora Italiei. Dar și vom sta până la miezul nopții, cum v-am învățat așa de fiecare dată. Lasă emoțiile, da? Emoții sunt de fiecare dată și na, încercăm să le trecem, pentru că sunt și eu un suflet exact ca și voi. Deci nu uitați să intrați pe canalul meu de YouTube, stați să vedem dacă pot să pun aici link-ul. Să intrați pe canalul meu de YouTube, să vă dați un subscribe, în modul ăsta voi face live-uri și de pe
YouTube, da? Voi face și de acolo. Așa vom reuși să lărgim această comunitate de români. Nu știu ce s-a întâmplat. Da, cred că de la conexiune ceva. Da, dacă intri, este bine, Alina Angelu, dacă nu, tot bine. Așa. Așa. Bună seara din Palermo, salutări tuturor românilor. Mulțumim, mulțumim, Larisa. Bună seara și vouă acolo în Palermo, da? Care e situația în Palermo? Totul bine? La Roma au început să circule mașinile și să fie totul ok. Salutare, salutare, Costi Iordache, numai bine, multă sănătate. Da, nu știu ce s-a întâmplat, salutare, salutare. Da, scumpii mei bombonei, vreau să vă doresc o după masă cât mai plăcută și nu uitați că în seara asta, începând cu orele 20:30, voi fi aici în streaming live. Și bineînțeles, în fiecare seară, începând cu orele 17 ora Italiei, sau mai bine zis, ora 18, stați așa că vrea să reintre Sorina Elena Danciu. Da, da, am revenit. Da, este aglomerație, da, este bine. Da, deci în fiecare seară, deci începând cu orele 20:30, va fi streaming live, adică cu muzică, și începând cu orele 17, vorbim mereu de ora Italiei, da? Deci ora 18 a României, cum ar veni. Vom fi un streaming aici cu, știți cum este, la o bârfă, la o chiacheră, la o conversație, așa într-o... Spania are aceeași oră cu Italia, deci aceeași oră cu Italia. Super, super, da. Bun, vă doresc la toți salutare și ție, Sorin Elena Danciu, multă sănătate la toți și nu uitați că începând cu orele 20:30 să fiți prezenți pe pagina noastră de Facebook Info Diaspora, pentru că doar de acolo reușim să vedem mesajele voastre. De acolo pot să le citesc. Dacă sunteți pe alte grupuri, pe alte parturi, nu reușesc să văd mesajele voastre. Vă salut de la Roma, vă transmit multe sănători, numai bine, de asemenea și ție, Elena Sorina Danciu, numai bine, multă sănătate. Sorina Elena Danciu, invers, dar o încurc mereu. Da. În fine, tu înțelegi, da, mai ești de fiecare dată. Da, la fel vreau să spun și eu vă pup și aș vrea să știe toți că eu, pentru mine, deci chiar respect toți ascultătorii care i-am cunoscut aici și într-adevăr sunt niște oameni minunați. Mă bucur, mă bucur foarte mult. Numai bine, sănătate! La revedere! La revedere, pa, pa! Dragi prieteni, multă sănătate, numai bine, bucurie și tot ce vă doriți, o după masă frumoasă în continuare și nu uitați, începând cu orele 20:30 ora Italiei, stai că intru. Hai, Alina. Sunteți minunați, vă pup. Să rămână, Larisa, numai bine și ție la fel multă sănătate, da? Cu siguranță mâine seară, începând cu orele 17 ora Italiei, voi fi din nou aici. Dacă aveți bancuri, glume, încercăm să ne descrițim frunțele, să fim aici o comunitate, să râdem, să glumim și să ne simțim bine împreună, da? Pentru că obiectivul meu este de a comunica voi, de a fi cât mai aproape unul de altul. Doar așa reușim să fim unul lângă altul, să fim uniți. Și bineînțeles, dacă se poate și o mică glumă, este binevenită și deci se copie linkul respectiv și se pune în browser. Deci copii linkul care este de aici, al copii, îl deschizi Chrome sau de Google Chrome sau ce ai instalat în telefon și îl copii sus acolo unde scrie Google. Da, ne spune sănătate și Vlad Iulia. Mulțumim, mulțumim că ești aici de fiecare dată, Vlad Iuliana. Iulia, bă, eu mereu vă botez, vă, așa. Păi cu voi mă simt un om minunat, așa, păi cu voi mă simt un om minunat, să fim uniți. Da, trebuie să fim uniți. Vreau să creez o comunitate de persoane educate, persoane cu bun simț, persoane care vor să asculte o vorbă bună, să fie super și adică... Bună seara, bună seara! Bună seara! Mă strâmbă! Bună, dar fii atent că mă văd, nu știu, am impresia că mă văd strâmbă. Nu, ții telefonul așa.
Da, îl țin drept în față. Da, uite acum mai bine. Da, ține să se vadă mai mult și mâna. Da. Ce faci, iubire? Ce să fac? Uite, încerc să fac în fiecare zi câte o conferință, așa zis, unde pot interacționa, adică pot vorbi cu oamenii. În modul ăsta voi fi mai aproape de ei. Cred că nu este o idee rea. În modul ăsta, dacă cineva vrea, poate să intre, poate să spui o glumă, un banc, un om. Dar ce făcui? Nu știu ce făcui. Te blocaș. Încercăm să dialogăm, să râdem, să glumim în fiecare zi, începând deci cu ora 17, ora Italiei, da? Vom fi aici. Și bineînțeles, te salut, DJ, da? Să vedem, da, ok, reuși? Păi reuși, că dacă e prima oară, apăsai pe un chestie și m-a scos afară. Ah, ok. Mie place să stau pe afară. E bun, e bun. Da, bine intra și tu aici pe streaming. Îți dăm îmi cer scuze că eu am lucrat astăzi și în momentul ăsta aveam de lucru, dar am zis că hai să salut și eu. Eu sunt aranjată. Bună, surioara, uite-mă că văd acum și mesajele. Probabil asta am vrut să apăs eu, sunt curioasă, repede să văd ce scrie. Nu sunt aranjată, sunt net relation, nu cum se zice, da. Că multă lume zice, de ce nu intru? Uite, intru nearanjată. Da, nimic. Zic, m-am decis ca în fiecare zi și cred că începând cu orele 17, ora Italiei, voi face așa un... Ei! Dixie! Băbuțelul, mami. Da, voi face... Bineînțeles, dacă dorește, poate să intre și altă persoană. Clar, este link-ul și poate intra și alte persoane aici. Vreau să fac conferințe începând cu ora 17, ora Italiei. Să discutăm, să râdem, să glumim, bineînțeles să discutăm și despre radio, dacă fiecare are o sugestie, este binevenită, pentru că sunt la început, nu sunt un profesionist, să fie clar asta, da? Deci sunt și eu exact ca și voi. Dar eu știu perfect de bine. Dacă nu știu, atunci cine, Doamne, ăsta știe? Dacă nu eu, atunci cine? Fiți? Exact, dacă nu eu, atunci cine? Da, așa că sper că acest proiect ușor-ușor să crească, să fac știri, să fac horoscop. Apropo, deci, mă văd bine. Foarte bine. Deși tu drumul să văd și eu comentariile pe acolo, că am văzut, m-am menționat Suri. A, să, da. Da, uite, te este... Te da, păi da. Sunt și obosită, m-am trezit la 5 direct. M-am băgat la 1 și la 5. Da, da, salutăm și pe Mariana, eu sunt aproape de Acula, vă salut, numai bine Mariana. Da. Auzi, dar eu dacă vreau să ies după live, domnul, nu pot ce fac cu ăsta. Da, dacă când vrei să ieși, îmi spui și te dau afară. Las că nu mă dai afară, că sunt în casă, am stat afară. Este acolo un buton care scrie King Pharma Studio. Sau, nu, știi? Mi-e apare un X, nu mi-e apare nici. Da, sau un X, da. Dacă îți apare un X acolo și poți să ieși, cum să nu. Da. Așa. Dar totuși nu înțeleg ce, Doamne artă mare, că mă văd strâmbă, adică mâna stâng-dreaptă e stânga și stânga e dreaptă. Îți sugerez, pentru că ești de pe telefon măcar din cauza conexiunii, îți sugerez să pui telefonul să stea fix undeva, adică să stea pe ceva fix, ca să nu umbli cu telefon, în modul ăsta frame-ul vor fi, să se va vedea mult mai bine. Florin Angel, bună și ție, Florin Angel, numai bine. Și bineînțeles, dacă aveți muzică și voi de la formații, de la asta, puteți să mă contactați în privat și puteți să-mi scrieți. Stați așa că până acum și numărul de WhatsApp, o secundă. Cum să zice, întrebări pentru mine nu ai. Ce bine, da, am ieșit, da. Fain. Am o mie de întrebări. Dacă era să pun numărul meu de personal de telefon. Păi vreau să ies, că mă apuc chiar să trimit, că primi mesaj acum să trimit o chestie pe WhatsApp. Știi că am zis că eu lucrez pe calculator și... Da, până da, șase, bun. Până bun. La ora 6, da, eu am ies, de lucru. Da, ies și eu. Da, multă sănătate la toți, o seară faină, nu uitați să dați un like la pagina noastră de Facebook Info Diaspora. În fiecare seară începând cu orele 20-30 suntem aici în streaming online,
depinde cum putem, cum intrăm și cum așa. Începând cu orele 17, ora Italiei, suntem în conferință și vorbim, glumim, socializăm și tot așa. Mai mult ce pot să spun? Cine dorește să ne susțină, mă poate contacta în privat. Vreau să cumpăr un site web să fie pentru radio, în modul ăsta, așa. Alina, ce ai vrea să fie pe aplicația de telefon? Ce părere ai? Ce opțiune vrea să fie pe o aplicație? Eu? Da, te întreb. Ești un fan radio Info Diaspora și te întreb. Nu este ceva normal. Întreb fiecare pentru că așa ce fac? Îmi fac o listă de opțiuni care să fie pe aplicație. Eu mă abțin, că eu dacă încep să vorbesc, eu s-ar putea să închid live-ul imediat, așa că eu mă abțin. O aplicație în care toți bulangii să nu mă intre pe pagina asta, că deja au rupt colionii și astea rătrecu. Da, în fine. Hai să nu facem virale anumite persoane pentru că nu au rost. Bun, îți mulțumim, Alina. O seară după masă cât mai faină și... Mine să mă arăt după balcon. Glumesc că eram la parte. Bun. Bine, pui un like, mă bag și o să mai lucrez. Bine. Te pup dulce și ne auzim la 8:30. Numai bine, pa, pa. Pa, pa. Bun, scumpilor, nu uitați să dați un like și la această conferință și în seara să începem cu orele 20:30. În streaming live pentru voi. Vă pup, aveți grijă de voi și a apărut și Eugen Pătrășcanu. Salutare, salutare, maestre. Ești și tu? Da, vreau să vă anunț că pe data de 7 mai, pe 7 mai, începând cu orele 13 ora Italiei, suntem în streaming live de la restaurantul Jasmine și Angie. Deci va cânta și maestru Eugen Pătrășcanu la saxofon, așa cum știe el mai bine să ne încânte de fiecare dată, da? Cum să nu să fie pentru voi toți, pentru toți care sunt aici pe radio. Bun, vă salut, multă sănătate și nu uitați că Radio Info Diaspora este un radio din suflet pentru suflete. Vă pup pe toți bomboneii mei și nu uitați să dați un like.